Cum ați reacționat când vi s-a propus să intrați sub acoperire în compania pe care o conduceți? Am fost un pic sceptică la început. Suntem într-o perioadă destul de stranie din cauza pandemiei și lucrurile sunt destul de dificil de gestionat, dar am acceptat provocarea asta ca să văd ce pot schimba în companie și să văd ce pot să îmbunătățesc în ceea ce fac astăzi. Ce așteptări aveți în urma acestei experiențe? Mi-aș dori să modernizez anumite lucruri, să transform grupul într-o societate mult mai agilă. Mi-aș dori să mă apropii de angajați. Cred că în asta constă puterea unui grup. În momentul în care există o legătură și informația circulă așa cum trebuie. Ce o să vă fie cel mai greu să nu faceți? Cred că cel mai greu o să-mi fie să nu reacționez dacă un lucru nu este în regulă. Vă este teamă, spre exemplu, că o să fiți recunoscută de angajați? Da. Mi-e teamă că voi fi recunoscută. Probabil că tracul ăsta o să-l am pe tot parcursul filmării. Cum aș putea să nu fiu recunoscută de angajați? De ce îmi doresc lucrul ăsta, să nu fiu recunoscută? Pentru că îmi doresc să obțin niște lucruri cât mai naturale din partea lor și îmi doresc să nu existe acea temere, dom'le, nu pot să spun că lucrul ăla nu e în regulă sau nu e în regulă, pentru că s-ar putea să apară repercusiunea asupra mea.